Vă vine să credeți că uneori viața ne poate aduce în fața unor provocări care ne schimbă pentru totdeauna? Ei bine, o personalitate îndrăgită a televiziunii din România a trecut prin astfel de momente grele, care i-au transformat existența și au lăsat în sufletul său răni adânci. Oare despre cine o fi vorba? Ce pierdere grea a suferit această vedetă și cum a reușit să-și găsească puterea să meargă mai departe? Rămâneți alături de noi pentru a descoperi această poveste emoționantă și plină de învățăminte pentru fiecare dintre noi. E greu să exprimi în cuvinte durerea pe care o simți atunci când îți pierzi un părinte, nu-i așa? Andreea Marin, cunoscută și sub numele de Țizâna Surprizelor, a trecut prin această experiență deznădăjduită în urmă cu 7 ani, când tatăl său, Dan Marin, s-a stins din viață la vârsta de 70 de ani, în urma unui infarct. Oare cum o fi să te trezești în fiecare zi și să simți că îți lipsește o parte din inimă? Timpul trece, dar rănile rămân, nu-i așa? Andreea nu se sfiește să își arate dragostea și dorul față de tatăl său, pe care îl numește ți-al doilea erou, e al ei, pe rețelele de socializare. Recent, vedeta a postat un mesaj cutremurător, însoțit de fotografii cu tatăl său, tătic. Sunt 7 ani de când îmi ești înger. Te simt. Și totuși, de o îmbrățișare pământească îmi e mistuitor de dor. Nu vă întrebați și voi cum ar fi să vă revedeți cu cei dragi care nu mai sunt printre noi. Andreea și tatăl său au avut o relație specială, cum cred că se întâmplă și între voi și părinții voștri, nu-i așa? Într-un podcast al lui Adrian Artene, Andreea a vorbit deschis despre tatăl său, pe care l-a considerat mereu un erou. După pierderea mamei sale, tatăl Andrei a preluat rolul de mamă și tată, fiind un stâlp de susținere pentru vedetă. Oare cât de greu i-o fi fost să-și vadă tatăl cum se zbate să-i ofere tot ce are mai bun? Vorbind despre viața tatălui său, Andreea a menționat că acesta a avut o viață dificilă și tumultuoasă, dar a ținut mereu spatele drept și a vrut să fie un model pentru copiii săi. Cu toate astea, zâmbea mereu și își susținea familia, pentru a le da un exemplu bun. Nu vă întrebați și voi cum ar fi să fiți în locul lui și să vă încărcați cu atâta responsabilitate. Andreea a împărtășit și modul în care tatăl său a părăsit lumea, stând în pat, zâmbind liniștit și închizând ochii. Acest lucru a adus în sufletul vedetei un sentiment de recunoștință și fericire, căci finalul nu a fost tumultuos sau dureros, așa cum i-a fost viața tatălui său. Ce oare ne-ar trece prin minte dacă am putea să știm cum vor fi ultimele noastre clipe? Andreea Marin a învățat de-a lungul timpului să trăiască cu această durere și să continue să-și trăiască viața, ținându-și tatăl în suflet și simțindu-le mereu prezent în viața ei. Cu toate acestea, nu se poate abține să nu-și exprime dorul și tristețea în fața acestei pierderi, iar acest lucru o face și mai umană și apropiată de oamenii care o admiră și o urmăresc. Oare nu e important să ne arătăm vulnerabilitățile și să ne deschidem sufletele în fața celorlalți? Durerea pierderii unui părinte este, fără îndoială, unul dintre cele mai grele lucruri pe care un om le poate experimenta. Acest articol nu este doar despre povestea Andrei Marin și a tatălui său, ci și despre dragostea și recunoștința pe care o putem simți față de părinții noștri. Să nu uităm să le arătăm cât de mult îi iubim și să profităm de fiecare moment pe care îl avem alături de ei, căci nu știm niciodată ce ne rezervă viitorul. Voi cum vă arătați iubirea și aprecierea față de cei dragi?